Salut și bine ați venit pe caietul cu rețete Ninja! În clipul de azi gătim împreună supă de pui cu găluște la Ninja Foodie. Haideți să vedem cum am procedat! Acestea sunt ingredientele folosite pentru supa cu găluște. În vasul principal am pus carnea, ceapa întreagă, unul dintre morcovi tăiat pe jumătate, iar celelalte legume tăiate cuburi. Am adăugat sarea și apă până la marcajul de 3 litri. Am închis valva și am fiert totul la presiune, pe modul high, natural release, pentru 10 minute. Când a început programul, am pregătit compoziția pentru găluștele de griș. Am bătut ușor cele două ouă și am adăugat grișul treptat, amestecând ușor. Am folosit ouă și griș în cantități egale, 125 de grame în cazul meu. Compoziția a stat la frigider pentru a se hidrata grișul. După terminarea programului, am așteptat 10 minute și am depresurizat aparatul. În acest moment, baza de supă este gata. În continuare, am scos toate legumele și am lăsat în supă doar bucăți de carne, fără oase și piele. Am adăugat în supa fierbinte găluștele formate cu o linguriță. Ulterior, am fiert și găluștele tot la presiune, cu valva închisă, pentru 4 minute, pe modul high, natural release și timp de așteptare 15 minute. După cea de-a doua etapă, am oprit aparatul și am depresurizat. Supa de pui cu găluște este gata. Am adăugat morcovul și piperul și am servit. Găluștele și-au mărit volumul de aproape 4 ori și au ieșit pufoase și gustoase. Poftă bună! Sper că v-a plăcut rețeta mea de azi și o veți încerca și voi. Dacă aveți întrebări, vă rog să le lăsați în comentarii și am să vă răspund cu drag. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați, să apăsați notificările și să distribuiți acest clip și prietenilor voștri. Pe curând!